Țara e umbra celei care a fost. Țara trebuie să crească într-un an cât în 10 ca să intre în rândul lumii. Și voi veniți către prânz? Digna voastră întâi și restul pe urmă! Nu țara voastră, boieri. Voi sunteți ai țării. Și eu, tot al țării sunt. Se spune Ladislau al Ungariei, nu Ungaria lui Ladislau. Casimir al Poloniei, nu Polonia lui Casimir. Dacă n-ar fi așa, țările ar pieri odată cu domnii. Și cu boierii. Dar ce-ți închipui că e slujba țării? Un han în care intri când vrei și ieși când sănăzare? Aici nu cap întoarcere pentru nimeni. Nu există decât înainte sau sus. Voi ați domnit după moartea lui Mircea! Voi ați schimbat pe domni! N-au știut să vă taie la vreme. Fă-o, Maria ta! Na. N-am să vă judec acum. Prea multe capete ar însemna să cadă. Un singur lucru vă cer. Voi ați adus țara acolo unde este? Voi să o duceți unde se cuvine să fie. Tâlhăriile de tot felul, silniciile, minciuna, vânzarea de țară, se vor pedepsi cu capul. Să știe toată suflarea ce-i cer și ce-o așteaptă. Fiecare om să fie propriul său judecător. Să hotărască singur dacă rămâne sau pleacă dintre oameni. Și cum va hotărâ el, așa să fie. Ce poate fi mai drept decât asta? Spuneți-mi, boieri, câți domni au șezut în acest scaun de când a murit bunicul meu Mircea? 6. 7, 8. Mai mulți, Maria ta. 10. Nici voi nu-i meștiți. I-ați asmuțit pe unii împotriva altora. I-ați îndemnat să caute peste hotare ajutorul atât de scump plătit al străinilor. Eu, Mircea Voievod, domna toată țara Ungovlahiei și al părților de peste munți, încă și spre părțile tătărăști, și herțeg al Amlașului și Făgărașului, și domn al Banatului de Severin, și de amândouă părțile peste toată Podunavia până la Marea cea Mare, și al cetății Dârstorului singur stăpânitor. Ce s-a făcut cu moștenirea lui? Unde-s părțile de peste munți? Unde-i Amlașul și Făgărașul? Unde-i Marea cea Mare? Nici 50 de ani au trecut de atunci. Și domnii sunt vasalii regelui Ungariei și tributarii lui Mahomet. Slugă la doi stăpâni! Asta a ajuns țara de pe urma dezbinelor voastre zmintite! Degeaba plătește țara tribut să aibă liniște la Dunăre. Că tot n-are. De ce să primejduim totul cu un război care nu știm cum se va sfârși? Puterea lor e nemăsurată. Poate ar fi mai bine să ne cumpărăm libertatea. Mai ales că prețul e mic. Libertatea nu poate fi cumpărată. Spuneți că prețul e mic, nu vă mai amăgiți. Va crește mereu pe nesimțite până într-o zi, când prețul libertății va fi libertatea însăși. Să ne ferească Dumnezeu de ziua aceea. Atunci va fi prea târziu.